Aș dori să dăm cuvântul domnului Tati Polen, de asemenea să ne spună câteva puncte de vedere. Eu am un crescător, da. Am să vă spun câteva cuvinte și am să încerc să fiu foarte scurt, pentru că nu trebuie să vorbesc eu foarte mult. Au dumnealor foarte multe să vă povestească și am să încep prin a vă spune că eu cresc porumbei de la vârsta de 5 ani. Acest microb, să spunem așa în ghilimele, se transmite la mai toți copiii care cresc pe lângă un columbofil și eu am avut această ocazie la Târgu Jiu, acolo unde m-am născut. După multe divergențe cu părinții mei care nu agreau aceste animale, pentru că e adevărat că necesită o îngrijire așa cât de cât mai specială, o volieră, adică dacă vrei să crești așa porumbei cât de cât la modul profesional. Eu am devenit sportiv cu porumbei mult mai târziu, după 18 ani, după ce am învățat mai multe și am fost inițiat de crescători mai în vârstă. Abia atunci am descoperit adrenalina pe care o ai atunci când duci porumbei la concurs. Și vă spun că nu e ușor să fii crescător de porumbei, la fel cum nu e ușor să fii un antrenor, așa cum este și Ivan, sau să fii antrenor de fotbal, să vezi cum elevii tăi, jucătorii tăi, îți creează diferite ocazii și multe emoții. Porumbeii sunt chiar că sunt mult mai ascultători și mult mai disciplinați decât oamenii, decât jucătorii sportivi în teren. Ei știu, ei se comportă impecabil dacă și tu te comporți impecabil cu ei. De altfel, sunt niște părinți extraordinari la care avem și chiar și noi oamenii de învățat foarte multe. La ora asta dețin 300 de exemplare. Cu o parte am participat la unele competiții, pentru că nu am foarte mult timp și am gustat din emoțiile competiționale. Mulți de aici de față știu că am participat alături de ei la diferite porumbodurave. Ba, am obținut și niște premii, niște cupe. Oricum e interesant acest sport. Trebuie să înțelegeți că se practică după... acest sport se face reguli strict sportive, adică și de fair play, dacă vom reuși acest lucru. Iată, avem o federație columbofilă, ceea ce nu este puțin lucru, pentru că la ora asta putem să fim și noi recunoscuți în Europa și în alte țări, putem să ne batem de la egal la egal cu columbofili din alte țări și din cunoștințele mele și vreau să spun că eu cunosc destul de columbofil, chiar și din prin țară, prin alte orașe. Avem specimene de porumbei, avem sportivi, dacă pot să-i numesc așa, pe acești porumbei. Avem exemplare cu care ne putem bate de la egal la egal cu orice federație din Europa. Pentru că crescătorii români au investit foarte mulți bani. În România au intrat, după Revoluție, au intrat și chiar și înainte de Revoluție, mai greu, e adevărat, au intrat foarte multe exemplare cu pedigrii puternice, cu pedigriuri tradiție, dacă pot să spun așa. Și la ora asta, și cu ajutorul crescătorilor din România, cu ajutorul federației, de acum dacă va putea uni toate cluburile, sau majoritatea cluburilor din România, eu vă spun că vom aduce rezultate foarte bune în acest sport și nu pot decât să mă bucur, pentru că și eu sunt unul dintre, fac parte din acești columbofili, cu care sper că mai târziu, spre vârsta pensionării, așa, o să am timp să concurez, deși eu am niște exemplare verificate și din niște pedigriuri destul de bune. Dar nu mă laud cu rezultate foarte mari, trebuie să recunosc. Însă, cum spuneam, cu ajutorul și cu legătura asta dintre cei care au făcut posibilă această ființare acestei federații, sper că o să mă descurc mai bine pe viitor. Cam atât am să vă spun. Îmi pare bine că
sunteți aici în număr destul de mare, așa cum spuneți, da? Pentru că e un sport nou și trebuie ajutat. Și vă mulțumim pentru această ocazie.